Lumea poveștilor noastre este un câmp de luptă între zâne bune și babe cloanțe cu toroanțe. Credințele populare și superstițiile legate de lumea întunericului au alimentat dintotdeauna agnoase și au constituit un fond pentru o întreagă mitologie fantastică. Aici vom vorbi în mod special despre manifestările maleficului, demon cu formă umană prin agentul lor medieval predilect, femeia vrăjitoare. Culminând cu varianta instituționalizată a fobiei, Inchiziția, spațiul european a cunoscut teroarea de femeia eretică, posedată, care se aliază cu diavolul, se transformă în animale, stăpânește puteri oculte sau se ajută de plante și alte elemente naturale pentru a duce la pierzanie sufletele dreptilor credincioși. Procesele contravrăjitoarelor au început odată cu istoria modernă, deci în secolul al XVI-lea, după descoperirea Americii și după reformă. Fenomenul a bântuit în țările catolice și protestante, fiind necunoscut în cele ortodoxe sau în cele mahomedane. În Transilvania, procesele vrăjitoarelor au fost mai frecvente în timpul lui Mihai Apafii I, între anii 1632 și 1690. În Europa, estimările privind numărul victimelor acuzate de vrăjitorie și executate variază între 50.000 și 100.000, iar în Transilvania au avut loc undeva la 500 de procese și execuții de vrăjitoare. Dacă recolta era proastă, dacă ploua prea mult sau prea puțin, dacă o vacă nu dădea lapte, dacă murea un porc, vina o purtau vrăjitoarele. Dacă un felcer nepriceput nu putea împiedica moartea unui bolnav, spunea că suferise de morbus maleficialis, adică o boală cauzată de vrăjitoare. Se spunea că din împerecherea rușinoasă a femeilor cu diavolii se nășteau urmașii. Copilul unei vrăjitoare era sămânța dracului. Toate acestea și încă multe altele erau dovedite prin mărturisirile smulse vrăjitoarelor la interogatoriile chinuitoare luate prin schingiuire. Întregul avut al vrăjitoarelor revenea atunci Inchiziției. Cu cât erau prinși mai mulți eretici, cu atât mai mulți bani se scurgeau prin tribunalele Inchiziției. În episodul de astăzi o să vă prezint procesele și vânătoarea de vrăjitoare din Transilvania. Dar înainte de a începe, vă rog mult să nu uitați să apăsați butonul de like și să vă abonați la acest canal. Jean de Lumeau aprecia că vânătoarea de vrăjitoare din evul mediu apusean s-a amplificat pe fondul preexistent al unor spaime colective de diavol și acțiunile sale. Asta în contextul lumii medievale, populată și de vrăjitori, diavoli, zâne și tot felul de bestii, pentru care magia și miracolul erau lucruri comune. În vestul Europei, Biserica Catolică justifica intervențiile împotriva unor persoane socotite vrăjitoare printr-un pasaj din Vechiul Testament, Cartea lui Moise, care spunea: nu lăsa să trăiască vrăjitoarea sau femeia ghicitoare. În anul 1231 a apărut primul inchizitor, temutul Conrad van Marburg. Apogeul vânătoarei de vrăjitoare și vrăjitori în apus este atins în anul 1560-1630, iar în lumea nouă, odată cu celebrul caz al vrăjitoarelor din Salem, despre care am vorbit într-un videoclip anterior. În Transilvania, procesele vrăjitoarelor apar ca un ecou mai întârziat al celor din apus, fiind frecvente în timpul lui Mihai Apafii I, între anii 1632 și 1690. Carol Gollner, autorul articolului Procesele vrăjitoarelor, apărut în Magazin Istoric în anul 1967, spune că și în nebunia soției lui Mihai Apafii I al Transilvaniei s-a văzut opera vrăjitoarelor. Când principesa intra într-o cameră, la chei trebuiau să alunge toate muștele pe care ea le lua drept vrăjitoare. Dacă mai vedea totuși o muscă pe masă, se schimbau imediat acâmurile. Numeroase femei au fost interogate și șchingiuite, silite să mărturisească în chinuri că se transformaseră în muște pentru a o speria pe principesă. Odată dovedită vina, au fost arse pe rug. La astfel de procese, diversi martori au afirmat că l-ar fi văzut pe cântărețul vrăjitoarelor șezând pe cumpâna fântânii. Astfel, primele procese de vrăjitoare s-au derulat în secolul al XVI-lea, 25 dintre ele petrecându-se în orașele Cluj și Deș, și la care îi sunt menționate interogatorii, torturi și condamnări la ardere pe rug pentru mai multe vrăjitoare între anii 1730 și 1745. La Sibiu, Baia Mare, Sighișoara, Brașov, Târgu Mureș și în aproape toate târgurile importante ale Transilvaniei sunt menționate în această perioadă procese ale vrăjitoarelor.
Procesele vrăjitoarelor pe teritoriul Transilvaniei au fost interzise în anul 1768 de împărăteasa Maria Terezia, deși există dovezi că judecata unor cazuri a continuat și după această dată, chiar dacă fără pedeapsa capitală. Ar trebui observat că în spațiul transilvan, vrăjitoria nu era neapărat motivată religios, nu era privită în primul rând ca o erezie. Tribunalele erau laice, formate din juzi, iar pedepsele erau îndreptate împotriva unor fenomene aparent inexplicabile, ori aveau la bază invidie socială, gelozie, superstiții, credințe populare și răfuieli personale. Nici amploarea fenomenului nu a fost comparabilă cu Inchiziția din vest. Nu se poate vorbi despre o psihoză generalizată sau o vânătoare de vrăjitoare. Totuși, la o altă scară, între secolele 16 și 18, în Transilvania se înregistrează numeroase procese, anchete, persecuții și pedepsiri ale vrăjitoarelor cu deznodământ tragic. În celelalte spații, Moldova și Țara Românească, se poate spune că nu au existat mai deloc astfel de acțiuni, documentele dovedind existența unor procese cu totul izolate. Unul în Moldova, judecat în anul 1761 de către Neculai Cogălnicianu, la Câmpul Lung Moldovenesc, și trei în Țara Românească. Ar fi de spus că în cazul vrăjitoriei, femeia este considerată agent al necuratului și al duhurilor malefice, cea care se folosește de elemente din natură pentru a corupe sufletul oamenilor. Deși în Transilvania se pare că eram departe de înverșunarea lui Maleus Maleficarium, cartea de căpătâie a inchizitorilor, femeile erau cel mai adesea subiectul proceselor de vrăjitorie. Cele mai multe ori, vrăjitoarea era o femeie cu un statut aparte în comunitate sau diferită de ceilalți, văduvă, moașă, femeie singură, femeie curtată, frumoasă sau purtătoarea unor semne și trăsături fizice deosebite. Principalele acuzații ce li se aduceau vrăjitoarelor erau legate de îmbolnăvirea copiilor sau farmece pentru distrugerea căsniciilor, infidelitate ca efect al unor presupuse vrăji. Bazându-se pe credințe și fobii populare privind manifestările răului, fenomenele din natură, reacții ciudate ale unor animale în preajma femeii suspectate, erau considerate probe de netăgăduit împotriva acuzatei. Scâncetul bebelușilor, hăuitul câinilor la vederea femeii erau semne clare că este vrăjitoare. Alte trăsături fizice, precum ar fi negul de pe nas, erau stigmate sau semne distinctive. Pentru a se proba dacă femeia era sau nu vrăjitoare, negul era înțepat cu un ac, iar dacă acesta nu sângera, era limpede că femeia era vinovată. Ca și în apus, vrăjitoarele din Transilvania, aduse în fața judelui regal, erau mai întâi silite cu orice preț să își mărturisească vinovăția. Tăcerea lor era luată întotdeauna ca un semn de vinovăție, după dictonul "cine tace, aprobă". Procesele aveau ca finalitate alungarea din oraș, torturarea, amendarea, dar de cele mai multe ori, trecându-se prin diverse probe, se ajungea la decapitare, spânzurare sau ardere pe rug. La Sibiu, în cazul început în anul 1718, care a durat 3 ani, dovezile procesului sunt legate de niște gândași malefici. Al 20-lea martor din acest proces, Paulus Albert, de 45 de ani, spunea: "Am auzit de la bietul meu tată răposat că odată, într-o noapte, pe când erau culcați, doi gândași negri s-au urcat pe mâna lui. Pe unul, care i s-a urcat pe picior, l-a strivit mama mea și a pocnit atât de tare de parcă cineva ar fi strivit o alună veche. Pe celălalt însă, care după cum se cuvine să se știe, era pe pieptul ei, tatăl meu l-a aruncat pe pământ. Din acea clipă, mama mea, de fiecare dată, o bănuia pe doamna Erlinger și de câteva ori a calificat-o în public pe stradă drept vrăjitoare." Una dintre probele celebre și des folosite era proba de apă. Vrăjitoarea era dusă la râu, legată de mâini și de picioare și aruncată în apă. De cele mai multe ori, era imposibil ca biata condamnată să se salveze. Însă chiar și dacă supraviețuia, era un semn că se folosește de puterile malefice, așa că presupusa vrăjitoare era supusă în public și tot arderea pe rug era sentința finală. Arderea pe rug avea loc în piețele centrale ale cetăților.
La Cluj, resturile în urma pedepsei erau expuse apoi în fața turnului croitorilor pentru a fi de luare aminte cetățenilor. Aleea care ducea spre turn era numită Alea Vrăjitoarelor. De cele mai multe ori cădeau victime acestor procese doar femeile de origine maghiară sau săsoaicele, pentru că era vizată numai populația din interiorul cetății. Românii locuiau de regulă în exterior. La Cluj se cunoaște că doar o româncă ce locuia pe dealul Feleacului ar fi fost acuzată de vrăjitorie. La Sibiu, procesele vrăjitoarelor, dar și decapitările și spânzurătorile unor nelegiuiți aveau loc în Piața Mare. În anul 1550, cronica lui Sigerius menționează că în mijlocul Pieței Mari este instalat stâlpul infamiei, care va sta aici până în anul 1783. Aici, lângă statuia lui Roland, care trona din vârful stâlpului, erau aduse în fața publicului și executate femeile considerate vrăjitoare. Statuia lui Roland este unică în Transilvania, dar răspândită pe tot teritoriul Germaniei. Cavalerul Roland, înfățișat întotdeauna cu o sabie ce se înalță amenințător asupra nelegiuiților, ca o sabie a lui Damocles, este un simbol legendar al autonomiei legislative a Sibiului. Anul 1677, în timpul probei cu apă, în iazul croitorilor, situat undeva la capătul actualei străzi Gheorghe Lazăr, este consemnat că podul de la Poarta Morților s-a surpat sub greutatea celor care se întorceau în cetate de la locul pedepsei, eveniment fără urmări grave. Tot cronica lui Sigerius consemnează mai multe arderi pe rug ale vrăjitoarelor, precum cea din anul 1653, când văduva comitetului Serafin este acuzată de vrăjitorie și arsă pe rug. În anul 1703, în iazul croitorilor, este înecată cea de-a șasea vrăjitoare. În anul 1711, o vrăjitoare este arsă pe rug și alte două sunt decapitate. După unele surse, se pare că ultimul proces al vrăjitoarelor din Sibiu a avut loc în anul 1718, în timpul primarului Melzer, și s-a stins pe parcursul a 3 ani, după care presupusa vrăjitoare a fost achitată. La Brașov, între anii 1621 și 1696, s-au desfășurat aproximativ 20 de procese împotriva vrăjitoarelor. Lacul unde avea loc proba de apă se afla la ieșirea din cetate, în capătul străzii Porții. Lacul a fost asanat la începutul secolului al XIX-lea și locul este străbătut astăzi de Bulevardul Eroilor. Se pare că la Târgu Mureș, în anul 1752, apoi la Mediaș, în anul 1753, au avut loc ultimele arderi pe rug ale vrăjitoarelor din Transilvania. În Maria Terezia a interzis procesul vrăjitoarelor și uciderea lor, după această dată, chiar dacă procesele izolate au mai existat, nu s-a mai recurs la arsenalul atroce și nu au mai fost sentințe capitale.